Cererea de valută a crescut rapid miercuri în România, iar trendul s-a păstrat și joi. Prețul la casele de schimb din Alba Iulia se situează la prețuri cuprinse între 5,08 lei la cumpărare și 5,1-5,15 lei la vânzare. Cursul BNR a fost joi de 1 euro la 4,94,90 lei. La nivel național, dealerii caselor de schimb valutar au scos din bănci sume mari de cash de valută, mai cu seamă euro. Au existat cazuri de retragere a unor sume de 200.000 de euro și chiar 500.000 de euro. Ca o consecință, miercuri pentru câteva ore a fost afectat cursul valutar, dar el și-a revenit la normal. Motivul ar putea fi, potrivit presei economice, schimburile de monedă făcute de refugiații din Ucraina. De la finalul săptămânii trecute, cererea de eurocash a crescut din cauza atacului militar al Rusiei asupra Ucrainei și al exodului de ucrainieni care fug din calea războiului. Și atâta timp cât vânzarea de valută s-a redus, casele de schimb au întâmpinat probleme în a satisface cererea de euro. La fel s-a întâmplat și în Maramureș, unde în primele zile de la declanșarea războiului, euro abia a putut fi găsit, iar cursul a urcat.